Îl rog pe Vasile Sinocicu să înalțe rugăciunea de deschidere. Plecați-mi la vânătoare fără armă. Ok. După amiaza asta, pentru că mi s-a propus să prezint ceva, aș vrea să vă prezint tot un material legat de partea spirituală sau de, nu știu, căutările mele vis-a-vis de subiecte din Biblie și am gândit, așa cât de când am primit tema până, adică de când am primit însărcinarea de a pregăti un moment și până acum, când vin în fața dumneavoastră la un subiect, l-am găsit, mi-aș fi plăcut să fie mult mai dezvoltat decât este acum, dar am să o iau ca pe o provocare pentru mine să continu acest studiu. La început am intitulat prezentarea mea Oameni de succes, doar că mi-am dat seama că s-ar putea să nu fie potrivit și nu știu, cred că nu funcționează asta sau nu stau eu cum trebuie. Ok? Nu contează, eu oricum știu ce am scris acolo, adică... Ok, ideea este că slide-urile se intitulat inițial Oameni de succes, iar apoi am regândit titlul și cumva am mers la următoarea idee, aproape salvat și totuși sigur pierdut. Și asta pentru că, așa cum discutam și azi dimineață, la grupa școlii de sabat, de multe ori ne trezim în situații de dezamăgire și unii ne revenim și mergem mai departe, alții nu ne mai revenim pentru că avem așteptări diferite de ceea ce ne cere Dumnezeu. Și aș vrea să trec mai departe la o galerie a oamenilor care sunt aproape salvați, aproape ajunși într-o poziție, aproape și totuși, fiind atât de aproape de anumite realizări, de anumite lucruri, de anumite împliniri, au pierdut totul într-o clipă pentru că a fost o singură idee care nu s-a potrivit cu ideea lor. Ia să vedem dacă întrețim cât clipocește asta. Ok. Am să zic eu despre cine e vorba, primul personaj. Care credeți dumneavoastră că este prima persoană din Biblie despre care, sau prima care vă vine în minte, despre care credeți că era aproape salvat sau aproape într-o situație de succes și totuși a terminat brusc? Tânărul bogat. E primul care vine la Risei în minte. Eu mă refeream primul în ordinea cronologică a Bibliei, dar dacă ăsta e primul, nu e problemă. Ok. Primul care mi-a venit mie în minte este soția lui Lot. Era salvată sau nu? Era salvată.
cu forța, fiind scoși din Sodoma și duși de îngeri către Țoar, fiindcă acolo au cerut ei inițial, ea era salvată. Doar că salvarea asta a ei a durat foarte puțin, pentru că pentru un singur moment a privit înapoi, lucru care le era interzis, și soția lui Lot, așa cum spune în Geneza 19:26, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare, neinspirată culoarea asta neagră. Apoi, cred că titlul e mai sugestiv, poporul Israel care se închină în fața vițelului de aur. Moise este pe munte, ei erau acum salvați, erau pe drumul spre țara promisă, erau pe drumul cel bun, în scurt timp aveau să ajungă acolo. Cârtiseră ei cu câteva zile înainte, dar se rezolvase problema, fiindcă Dumnezeu le dăduse mană, le dăduse și carne, le dăduse peperițe. Deci părea că totul s-a rezolvat și Moise e pe munte cu Dumnezeu ca să-i dea lege, iar ei îi cer lui Aron să le facă un Dumnezeu. Aron le face un Dumnezeu și ce se întâmplă? 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea, uciși de porunca lui Dumnezeu în primul rând și apoi de fraților, pentru că se închinaseră chipului de aur. Ok. Nadab și Abihu sunt următorii la care m-am gândit eu. Au îndrăsnit să intre în cort cu foc străin. Aveau tot ce le trebuia, corect? Erau cumva din seminția aleasă, erau din, mai mult, erau din neamul, din familia lui Aron, care era direct la slujba templului și din care venea preoția, și totuși au ales să, în mod voit, să nesocotească porunca lui Dumnezeu și au adus foc străin în cortul întâlnirii. Rezultatul a fost că ei au pierit pe loc, pentru că un foc a izbucnit dinaintea altarului și i-a nimicit pe amândoi. Cred că măcar imaginea asta se vede, nu? Se vede până în spate? Nu. Nu, ok. Atunci este vorba despre Acan. Acan era într-o armată care biruise cetatea Ierihonului, mergeau acum împotriva lui Ai, vreau să nimicească toți, erau toți foarte pe val așa, erau biruitori și el se decide că nu asta trebuie să facă, să lase să piară toate lucrurile alea de valoare, ci ar putea totuși să păstreze ceva. Spune că în dreptunghiul ăsta neinspirat ales al culorii, așa, spune că nu numai că Acan a murit, dar toate lucrurile lui și tot ce era a lui, inclusiv familia lui, moare în ziua aceea, pentru că au fost neascultători față de porunca lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, nu moare doar Acan, ci înfrângerea pe care o primește armata lui Israel este și pentru că Acan a fost neascultător și mor oameni nevinovați din cauza lui Acan. Regele Saul. Saul este trimis de Dumnezeu prin Samuel să distrugă armata, să distrugă pe amaleciți cu totul, cu tot ce au, cu oameni și vite, cu desăvârșire, tot. Și Saul are un plan mai bun, el păstrează din ceea ce Dumnezeu îi spune să nimicească, păstrează vite, îl păstrează chiar și pe conducătorul lor, pe Agag, și Samuel îi spune, Dumnezeu a luat împărăția de la tine și o da altuia mai bun, și chiar în 1 Samuel 15:10, Domnul îi spune, îmi pare rău că l-am pus pe Saul împărat. Oameni care erau de succes, cine era fusese Saul, așa cum s-a spus și dimineață, nu erau un pișpirel care venea dintr-o familie super mică, deși venea dintr-o familie super mică, că și beniamiții erau puțini la număr, dar nu era un om de trecut cu vederea, pentru că vedem că nici Dumnezeu nu l-a trecut cu vederea. Împăratul Roboam.
putea să-și mai dorească ceva? Era după Solomon la conducere. Avea pace, era bogat în orice avusese tatălui înainte, în tot ce clădise și în tot ce reușise tatăl său să facă, avea totul la picioare, trebuia doar să mai asculte niște sfaturi. Și el decide să facă altfel. Și spune aici că a lăsat deoparte sfatul bătrânilor și a ascultat mai mult de tineri și le spune tuturor, dacă tatăl meu v-a bătut cu bice, voi bate cu scorpioane, asta înseamnă că el își semnează cumva decretul. În sensul că împărăția lui Israel se desparte în două, iar Ieroboam ajunge să conducă doar Iuda, iar Roboam doar Iuda și Ieroboam Israelul. Iar următorul pe care vreau să-l prezint este fix Ieroboam, care, ați văzut, avea tot Israelul la picioare. Era deja ce trebuia. Era cumva primul rege al lui Israel acum după divizare. Ar fi putut să fie mult. Și totuși Dumnezeu îl nimicește cu totul, și pe el și pe urmașii lui, pentru că face un lucru pe care n-ar fi trebuit să-l facă, și anume înalță doi viței, unul la Betel și altul la Dan, și toată lumea se închină înaintea vițeilor, ca să nu mai ajungă cumva Israelul să se închine tot la Ierusalim, la templu. Lucru care duce tot poporul într-o mare pribegie din punct de vedere spiritual. Iar Ieroboam este nimicit cu totul, el și familia lui. Ultimul exemplu pe care l-am gândit eu este Gehazi. Gehazi avea deasupra lui maximul, era ajutor de profet. Nu știu dacă putem să găsim vreun echivalent pentru vremea noastră a unui astfel de om, al lui Elisei sau al lui Ilie. Nu știu dacă avem, nu am gândit încă cine ar putea fi corespondentul lor pentru vremea noastră. Doar că, fiind lângă un om atât de mare, își permite totuși să gândească atât de mic. Deși știa că Elisei poate și știe multe lucruri pentru că Dumnezeu îi le descoperă, pentru că Dumnezeu vorbește cu el în mod direct. Da, nu mai durează mult. Gehazi merge și, printr-o minciună, îi cere lui Naaman niște haine și pentru niște haine ajunge să rămână cu lepră pentru totdeauna, așa spune Elisei. Galeria lui Dumnezeu este doar cu oameni gata. Asta este mesajul meu din după amiaza aceasta. Cred că pentru ca imaginile noastre să fie în galeria lui Dumnezeu, noi trebuie să ajungem să fim cumva gata. Fiindcă aproape salvat și aproape bun, de multe ori s-a dovedit a fi insuficient. Îmi doresc și vă doresc ca la marea revenire să fim gata în tabăra care trebuie. Amin. Vă spun și eu bine ați venit, mă bucur să fiu în această după-amiază alături de dumneavoastră. Când mi s-a propus, când fratele pastor mi-a spus un seminar, câteva minute din ciclul Idei pentru Viață. Idei pentru Viață, am zis corect, da? Idei pentru Viață. Dar ce este viața? Există un spot la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței, ce este viața, cine sunt eu, dar Dumnezeu? Sunt multe întrebări despre viața pe care ni le putem pune. Adesea vâltoarea zilelor, vâltoarea cotidiană nu ne lasă să ne întrebăm cine sunt, de unde vin, încotro merg, pământul acesta este totul, există extratereștri, persoane în alte lumi. De curând spunea cineva că Obama va face anunțul că da, există. Și dacă există în alte lumi, au evoluat-o din maimuță?
Am o întrebare. Câți atei sunt, dacă aveți curajul să ridicați mâna și vă îndemn să aveți acest curaj, câți atei sunt în această după-amiază aici? Vă rog, nu se întâmplă nimic. Există o persoană aici care nu crede în existența lui Dumnezeu? Nu, e o întrebare care vi se pare ciudată venind de pe o scenă de pe care se predică în fiecare sâmbătă cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși, poate că există persoane, nicio problemă. Spuneți-mi, care este antonimul lui ateu? Adică, nu antonimul, ca să știu cum să pun întrebarea. Există persoane, mă ajutați? Neatee? Credincioase? Religioase? Care este antonimul lui ateu? Dar persoanele care cred în Dumnezeu, cred toate în același Dumnezeu? Îl văd la fel pe Dumnezeu? Prezentarea din această după-amiază, să mă uit la ceas ca să nu depășesc, prezentarea din această după-amiază am intitulat-o Concepția ta despre lume și viață. Concepția ta despre lume și viață. V-ați gândit vreodată, sigur că ați auzit cuvântul worldview. Ei, sună așa frumos, worldview. Spaniolii îi zic cosmoviziune, dacă ar fi să ne referim la termenul care vine din spaniolă. Care este cosmoviziunea? În românește, concepția, viziunea despre lume și viață. Sunt multe viziuni despre lume și viață și probabil că ați întâlnit și vă întâlniți cu ele atunci când stați de vorbă cu oameni care cred sau nu cred în Dumnezeu. Și când zic cred sau nu cred în Dumnezeu, vreau să vă spun că oamenii nu se împart doar în cei care cred în Dumnezeu și cei care nu cred în Dumnezeu. Sunt mult mai multe concepții. Le vom analiza acum pe foarte scurt. Sper doar că această mică prezentare să vă trezească interesul pentru cosmoviziune, pentru ideile despre lume și viață din două perspective. Una, să știți, dumneavoastră, care este concepția pe care o aveți și dacă este corectă. Și doi, să știți, care este concepția interlocutorului dumneavoastră, căruia probabil încercați să îl prezentați pe Iisus, dar el nu crede nici în Dumnezeu. Sau încercați să-i prezentați una dintre porunci și el nu crede că există moralitate. Bun, haideți să începem. Prima concepție despre lume și viață, le-am luat pe cele mai importante. Prima concepție despre lume și viață... Nu apare nimic? Îmi pare rău, îți mai dau încă o dată sticul. Și poate merge cealaltă prezentare. Dacă am zis ateism, hai să încep cu ateismul. Ateismul. Ce este ateismul? Întrebare. Și vă rog să colaborăm, este un seminar deschis, nu voi sta mult, așa că cu cât răspundeți mai repede, cu atât ies mai repede de pe scenă. Ateismul este concepția conform căreia Dumnezeu nu există. Mulțumesc! Vine de la cuvântul ateos, fără Dumnezeu. Era folosit în Grecia antică pentru a-i caracteriza pe oamenii fără de Dumnezeu. Iată că merge. Este reprezentat acolo un om și nimic altceva. O să vedeți mai multe simboluri acolo în chenarul din dreapta. În Grecia antică spuneam că erau denumiți atei cei care n-aveau niciun Dumnezeu. Poate că pe undeva caracterul oamenilor care n-au niciun Dumnezeu se vede și în ziua de astăzi la atei, cum îi numim noi pe cei care în concepția lor despre lume și viață nu-l includ pe Dumnezeu. Ateii caută alte surse ale sensului vieții. Este foarte important de știut că ateii nu sunt toți în aceeași idee. N-au toți aceeași idee. Bun, nu există Dumnezeu, dar sensul vieții care este? Au și ei sens al vieții. Unii sunt naturaliști pentru că iau sensul vieții din natură. Alții sunt umaniști pentru că ei consideră omul, și o să vedem imediat despre ce este vorba. Alții se referă la experiențele subiective ale vieții, ei sunt existențialiștii, sau în propriile convingeri, relativiștii. Haideți să mergem la aceștia patru ca să vedem cum se împart. Nici telecomanda nu merge. Dă-mi tu, te rog, de acolo. Poți? Nu știu. Ok, bun. Naturalismul. Ați văzut că sunt mulți eco-friendly, da?
Ecologia, bun. Are legătură cu asta. Dar naturaliștii cred că rațiunea este Dumnezeul. Ei spun, Dumnezeul nostru este rațiunea. Tot ce gândim noi, materia care există veșnic, este tot ceea ce avem. Ei cred că materia se perpetuează, planeta continuă să existe. Bun, cosmosul este un sistem închis, guvernat de legi naturale. Există o lege naturală, te conformezi legii și aia este. Omul este. Ce este omul? Iarăși întrebarea importantă, ei răspund așa. Omul este o mașinărie complexă, unică printre animale, datorită abilității de a gândi conceptual, de a vorbi și de a crea o cultură. Și probabil de a avea grijă de natură, de perpetuare. Bun, aceștia sunt naturaliștii. Ei sunt atei, dar sunt acel tip de ateu, sau fac parte dintre acei atei care sunt naturaliști, care cred că materia este tot ce avem. Existențialiștii. Existențialiștii nu caută sensul vieții în lumea obiectivă, cum fac naturaliștii, precum, așa cum am spus, ci mai degrabă în conștiința de sine a fiecărui individ. Ați fost abordați vreodată de oameni care te îmbie să te integrezi în univers? Sinele? Oamenii aceștia nu cred într-un Dumnezeu, ci ei cred că această conștiință de sine este Dumnezeu. De vreme ce nu există niciun Dumnezeu, controlul total asupra vieții îl are fiecare individ în parte, iar asta îl face pe om ceea ce este. Pur și simplu îți controlezi viața, tu ești propriul Dumnezeu, conștiința ta, conștiința de sine. Existențialiștii cred că pot da sens vieții iubind viața. Și poate că și dumneavoastră sunteți de acord cu asta și să știți că dacă sunteți de acord cu unele lucruri dintre cele crezute de atei, pentru că acum suntem la categoria ateilor, vom trece imediat și la categoria celor care cred în Dumnezeu, pentru că să știți că sunt multe categorii și acolo. Simbolul la nihilism e simplu, ei nu cred în nimic. Este doar chenarul, nu cred în nimic. Nihiliștii neagă tot, neagă existența lui Dumnezeu, filozofia, cunoașterea, moralitatea, valorile, chiar și existența realității. Nu sunt foarte mulți astfel de oameni, dar există. Totul este permis, de vreme ce nimic nu are sens. Ființele umane, în concepția lor, sunt mașinării conștiente, fără capacitatea de a face ceva plin de sens în viață. O moralitate adevărată nu există în opinia nihiliștilor. În cazul în care cunoașteți persoane, cel puțin eu n-am întâlnit un nihilist până acum, dar mi-ar plăcea să întâlnesc, să văd cum gândește și cum se raportează la viață dacă nimic nu are sens, dacă nimic nu există în realitate. Mergem mai departe. Relativismul. Relativismul, la atenție, s-ar putea să fie întâlnit și printre noi. Relativismul devine popular ca un rezultat al gândirii filozofice din secolul al XX-lea și după acest tip de gândire din secolul 20 a urmat postmodernismul. Care postmodernism vine și spune, stai puțin, ce s-a întâmplat anterior cu filozofii 100% adevărate care făceau diferențe între oameni este incorrect. Un om nu trebuie să se folosească de o idee pentru a-l subjuga pe alt om. De aceea, postmoderniștii, adepții ai relativismului, spun că a fost un abuz faptul că există noțiuni de adevăr absolut. A exista noțiunea de adevăr absolut este un abuz, pentru că alții ar folosi acest adevăr absolut pentru a-i înfrânge pe ceilalți. Adevărul, așadar, este relativ în concepția lor, este adevărat ceea ce cred eu, dar ceea ce este adevărat pentru mine poate să nu fie adevărat pentru tine. Ceea ce crezi tu poate diferi de ceea ce cred eu, este tot adevărat. Și aici aș vrea să pun accentul pe relativismul religios, pentru că acest tip de gândire poate fi întâlnit și printre noi, persoane care ne declară religioase. Relativismul religios sau pluralismul religios, cum mai este întâlnit, spune că toate religiile sunt adevărate. Fiecare religie este o expresie validă a credinței în Dumnezeu. Dom'le, crezi în Dumnezeu, îl slujești așa cum ți s-a descoperit, e perfect. Tu ce ești? Nu contează ce ești, nu contează ce crezi. Crezi în Dumnezeu, e bine. Tu fii credincios în credința ta. Atenție mare, pentru că asta exclude cumva adevărul absolut și intră în relativism. Agnosticismul, vedeți acolo în dreapta este o coroană, se vede? Acela el reprezintă pe Dumnezeu, v-ați dat seama, cercul este pământul și omul. Bun,
Agnosticismul, acolo în Coran este un semn al întrebării. Agnosis înseamnă fără cunoaștere. Nu putem ști dacă Dumnezeu există sau nu. Asta spun cei din adepții acestui curent. Agnosticii se poziționează la distanțe egale între teiști, adică cei care cred în Dumnezeu, și ateiști. Agnosticii nici nu îl neagă pe Dumnezeu, nici nu afirmă. Ei pur și simplu nu știm, nu ne băgăm, nu e treaba noastră. Astăzi, agnosticismul înseamnă suspendarea oricărei judecăți despre dumnezeire, despre divinitate. Deci este cumva apropiată de următorul concept pe care vi-l voi prezenta, și anume apateismul. Acesta este cel mai nou curent de gândire, apărut în secolul 21, și care spune că, bine, v-ați dat seama, vine de la apatie și de la teism. Cele două au dat apateismul. Dumnezeu nu există pentru că nu avem nevoie de El. Asta spun și mulți dintre tinerii care sunt în țara noastră, poate, sau în Europa, Dumnezeu nu există pentru că nu avem nevoie de El, ne descurcăm foarte simplu așa. Cel mai recent worldview, așa cum v-am spus, mai este cunoscut și ca ateismul pragmatic. Și atenție, pe apateiști nu interesează dacă Dumnezeu există sau nu, pentru că ei cred că El nu a dat vreun semn că i-ar păsa de noi, drept pentru care apateiștilor nu le pasă ce cred ei sau ce cred alții despre Dumnezeu. De aceea spuneam că e asemănătoare cu concepția anterioară. Sunt foarte mulți tineri în special care sunt apateiști. Dom'le, nu mă interesează. O exista, nu exista, nu mă interesează. N-am nevoie de Dumnezeu. Nu e relevant pentru viața mea. Și când vorbim despre concepția despre lume și viață, ar trebui să vedeți un iceberg și știți că vârful adesea este mai mic. În realitate, există niște lucruri în apă pe care ei nu sunt siguri. Pentru că observați o nesiguranță în acest concept, da? Acolo, atunci când vrei să îl prezinți pe Dumnezeu unui astfel de om, acolo trebuie să ajungi. La această nesiguranță pe care el o are. Haideți să mergem mai departe, timpul deja îmi expiră. Panteismul, știți bine ce este panteismul, au existat, să zic și în istoria noastră, anumiți oameni care au mers spre asemenea lucru. Orice lucru este Dumnezeu, spun panteiștii, este întâlnit în religiile moniste, cum ar fi budismul, brahmanismul și așa mai departe. Dumnezeu este doar imanent, nu și transcendent. Dumnezeu este o forță impersonală care animă lumea. Asta cred ei. Și cum lumea este Dumnezeu, înseamnă că tot ce există pe acest pământ este într-un fel divin. Sigur că poate că nu sunt mulți panteiști în România, dar sunt. Și o altă formă este panenteismul, ceva mai nou, o formă care încearcă să împace panteismul cu deismul. Cei care ați citit Criza Alfa, știți cartea Criza Alfa? Acolo cred că îl găsiți pe acel tip despre care vă spuneam și care a adoptat anumite vederi panenteistice. Mergem mai departe, intrăm în categoria celor care cred în Dumnezeu, teismul. Cum sună? Teismul este opusul teismului, dar este bun teismul? Câți de aici credeți că sunteți teiști? Nu mai întreb. Din greșescul teos, adică Dumnezeu, e simplu, Dumnezeu există. Dar vedeți, acolo există o coroană micuță, nu atât de mare, ci micuță, pentru că el consideră pe Dumnezeu ca fiind personal prezent și activ în guvernarea și organizarea lumii și a universului. Astfel, teismul descrie concepția clasică despre Dumnezeu care este întâlnită în creștinism, în iudaism. Cred că am dat una înapoi. Am zis deismul? Nici umanismul. Am sărit, dar unde este? Îmi pare rău, nu știu ce s-a întâmplat. Umanismul. N-am zis despre umanism. Îmi cer mii de scuze. Umanismul, foarte periculos. Foarte periculos. Chiar și printre noi, să credem că, făcând bine, nu contează dacă ne adresăm sau nu lui Dumnezeu, sau dacă îl credem în Dumnezeu, sau avem o relație cu El, ci pur și simplu, făcând bine, suntem mântuiți cumva. Ei bine, aceste accente umaniste au fost undeva în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, când, la un moment dat, pe atunci creștinii erau considerați umaniști, pentru că ei spuneau că
omul este creat după imaginea lui Dumnezeu, însă în realitate umaniștii consideră că omul este ființa supremă și umaniștii care neagă existența lui Dumnezeu se numesc umaniști seculari. De altfel, eu cred că, în general, dacă ești umanist, ești secular. Dacă ești creștin, faci binele. Doar că umaniștii seculari doar pe asta se concentrează. Ei cred că trebuie să fim oameni buni, trebuie să ajutăm, dar nu există Dumnezeu pentru ei. Ei nu fac asta pentru că celălalt ar fi fratele său. N-ar face asta pentru că este o ființă a lui Dumnezeu, creată de Dumnezeu, ci pur și simplu pentru că omul este cel mai important lucru. Îmi pare rău că nu am trecut sau nu îmi dau seama ce s-a întâmplat cu deismul. Deismul este, o să vă spun din memorie, deismul este acea concepție conform căreia Dumnezeu nu se poate să nu fie. Dumnezeu există undeva acolo, este ceasornicarul divin, a creat acest pământ, a dat niște legi, el există, a dat niște legi, dar stă acolo undeva și nu se implică deloc în viața noastră, nu are o relație personală cu noi și pur și simplu nu intervine, nu există providență divină, nu există implicare în istoria lui Dumnezeu. Sunt mulți, chiar creștini. Știți, în România 0,2% s-au declarat la recensământul din 2011 sau 2013, când a fost, s-au declarat atei. Însă înainte, în Revoluție, și restul, 85% ortodox, și în fine, majoritatea creștini. Înainte de Revoluție, cam toți erau atei. Doar că imediat se trece, ați văzut, oamenii nu prea știu. Însă, în realitate, mulți dintre cei care chiar merg la biserică de Crăciun și de Paște sunt atei sau poate umaniști. Sau poate doar deiști. Cred că există un Dumnezeu. Da, ne lasă așa, simplu. Ați văzut Matrix? Matrix este unul dintre filmele care au fost mult comentate în această perspectivă al ideii despre lume și viață, în care o matrice a fost creată pentru lumea asta și noi am fost lăsați să ne supunem legilor. Pentru că, conform deiștilor, există cauză și efect. Atât în lumea asta. Dumnezeu guvernează astfel, prin cauză și efect lumea. Haideți să mergem mai departe, că mi-a expirat timpul probabil. Teismul este bun și am văzut o mână ridicată, mă așteptam să văd toate mâinile ridicate. Mulți. Știți că și musulmanii sunt teiști? Și musulmanii sunt teiști. Și budiștii? Nu, cred că budiștii au puțin din panteism. Dar musulmanii sunt teiști. Vreau să vă întreb acum și aici, la următorul slide, vreau să ajung. Este bine să fim teiști? Să credem tot ce scrie acolo? Răspunsul este da. Dar vă dau o variantă mai bună. O variantă care ne aduce pe noi, adventiști, creștini, în fața musulmanilor, care și ei sunt teiști. Acel concept, din punctul meu de vedere, cel mai bun, cel mai corect, real, adevăr absolut, este teismul creștin. Și haideți să vedem diferența între acest teism și teismul creștin, care vorbește despre un Dumnezeu personal, care vorbește despre un Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele lumii, pentru ca lumea să fie salvată. Acesta este elementul esențial atunci când vorbim despre concepția despre lume și viață, în, nu știu, conversațiile noastre cu cei care sunt ortodoxi, sunt musulmani, teiști. Dar teismul creștin îl are pe Iisus. Are această legătură. Dumnezeu s-a făcut cunoscut lumii prin Iisus Hristos, Dumnezeul Universului, Dumnezeul Universului și-a dat propria viață pentru ca omul care s-a ridicat împotriva sa și care a pierdut viața veșnică să poată primi viața sa în dar. Dumnezeul teiștilor creștini este un Dumnezeu personal, un prieten. Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră în această seară, este Iisus prietenul tău? Care este concepția ta despre lume și viață? Ești doar teist sau un teist creștin? Este un teist care are o relație personală cu Dumnezeul său. Sper că v-a ajutat acest, sper că v-a ajutat acest mic studiu. Există o carte pe care vă recomand, se numește Universul de lângă noi, scrisă de James Sire. Este foarte bună, pe ea se bazează această prezentare
a mea. Mult succes în relațiile pe care le aveți cu cei care poate sunt ateiști și mult succes în relația dumneavoastră cu Hristos. Pacea Domnului vă spun și eu în această după-amiază. Aș vrea să încep, să încep prezentarea mea cu o întrebare la care vă încurajez să răspundeți, să vă răspundeți dumneavoastră. Care sunt cele mai importante lucruri pentru dumneavoastră în viață? Și dacă cineva poate să-mi facă și un top 5, aș fi foarte mulțumit. Care sunt cele mai importante lucruri pentru dumneavoastră în viață? Haideți să vedem câteva exemple. Ce sparg eu gheața? Cariera. Este importantă? Este important serviciul pe care îl avem? Atunci când serviciul devine carieră, înseamnă că suntem foarte convinși că suntem pe drumul cel bun în viață, suntem mulțumiți de ceea ce facem, ne-am pregătit temeinic pentru lucrul acela. Un alt lucru important în viață. Familia, da. Altceva? Sănătatea, am auzit, da, foarte important. Altceva? Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Legat de relația cu Dumnezeu, mai vedeți altceva? Relația cu semenii, importantă? Relațiile sociale pe care le avem? Altceva? Natura. Ok, important. Altceva? Bunăstarea. Da? Poate o legăm de carieră, nu? Cariera îți aduce beneficii materiale, spirituale. Altceva? Vă mai gândiți la altceva? La prima vedere, astea ar fi cele mai importante lucruri, nu? Aș vrea ca în prezentarea din această după-amiază să amintesc de un aspect și poate vă voi convinge să-l includeți și pe acesta în topul dumneavoastră, poate nu în top 5, în top 7 să spunem, dar un lucru pe care știința l-a demonstrat a fi extrem, extrem de important pentru dezvoltarea noastră personală. Aș vrea să încep cu două imagini, cu două tablouri. Imaginați-vă că sunteți la începutul unui hol foarte, foarte lung. Un hol frumos, cu marmură pe jos, cu lemn pe stânga și pe dreapta, cu niște uși foarte frumoase pe stânga și pe dreapta, la care dumneavoastră însă nu aveți acces, vreți să le deschideți, dar nu se deschid. Și mergeți până spre capătul acestui hol. Mergeți, mergeți în continuare și la capăt, când ați ajuns la capăt, este un om care vă întreabă: ei, cum ți-a fost drumul pe acest hol? Și spui: a fost frumos, n-a fost sinuos, nu m-am împiedicat, nu am căzut, a fost frumos, a fost lin. Însă mă deranjează ceva. N-am putut să deschid nicio ușă din stânga și nicio ușă din dreapta. Un alt tablou. Imaginați-vă viața dumneavoastră, cariera dumneavoastră, ca un vapor cu care spargeți valurile, pe care mergeți în continuare și de ce să te oprești atunci când străbați mările dacă ai combustibil? Te oprești ca să mai pui niște combustibil, nu? De ce să arunci ancora acestui vapor atunci când poți să mergi înainte? Tocmai despre ancora aceasta aș vrea să vorbesc astăzi. Ancora face ca un vapor să stea pe loc, nu? Cred că în viața fiecăruia dintre noi trebuie să existe momente în care, chiar dacă avem o călătorie frumoasă, să mai aruncăm această ancoră din când în când, să ne mai oprim din când în când. Și nu vorbesc aici despre somn sau despre importanța odihnei, ci despre pasiunile și hobby-urile noastre. Pe lângă carieră,
Oamenii de știință au ajuns la concluzia că hobby-urile noastre și pasiunile noastre au un rol esențial în dezvoltarea noastră personală, în dezvoltarea relațiilor noastre interumane. Și nu mă refer la un lucru pe care îl facem odată la câteva zile, odată la câteva săptămâni, ci mă refer la acel refugiu aproape zilnic, dacă nu chiar zilnic, la care recurgem atunci când bateriile ne sunt epuizate, atunci când dorim altceva de la viața noastră decât carieră. Și primul aspect pe care poate ni-l punem în mintea noastră este: de ce să-mi consum timpul cu niște pasiuni, cu hobby-uri? Pentru că acest timp îmi mănâncă din carieră, din dezvoltarea aceasta la care eu tind foarte mult. Vreau să ajung cineva și focusarea mea permanentă este pe carieră. Relația cu Dumnezeu și are locul ei, familia și are locul ei, nu mai am timp de hobby-uri. Bineînțeles că s-au făcut studii asupra minților geniale din această lume și primii oameni la care ne gândim sunt fizicienii sau laureații premiilor Nobel. Un studiu interesant făcut între fizicienii de la nivelul campusurilor universitare, al fizicienilor care sunt în diferite societăți internaționale și a fizicienilor care au fost laureați ai premiilor Nobel, a relevat faptul că aceștia din urmă sunt de până la 3 ori mai inclinați decât primii către artă, către un hobby care este mai mult decât o pasiune din aceasta temporară, o a doua pasiune în viață, dacă putem să spunem, pe lângă fizică. Și prima minte genială care îmi vine în minte în momentul acesta este Albert Einstein. Albert Einstein, un virtuos al viorii, un om care a declarat de foarte multe ori că dacă n-ar fi făcut fizică, ar fi fost muzician. Un om care a învățat singur să cânte la vioară și un om care la un moment dat spunea că pentru el creativitatea este modul în care se distrează inteligența. Ce frumos! Iar fiul său spunea că tatălui, de fiecare dată când ajungea într-un impas, atunci când nu mai putea să găsească soluția acelor ecuații complicate, pur și simplu se refugia în muzică. Și acolo găsea forța necesară pentru a merge mai departe. Alte exemple de genul acesta. Max Planck era un foarte bun pianist. Chiar sunt niște poze foarte frumoase în care Max Planck îl acompaniază pe Albert Einstein cântând. Dar nu numai muzica. Cunoscutul fizician, teoretician Richard Feynman picta sub pseudonimul Ofei. Pierre și Marie Curie erau adepții ciclismului. Se spune că voiajul lor de nuntă a fost un tur în nordul Franței cu bicicleta. Iată niște oameni care găsesc niște pasiuni atât de importante în viața lui, atât de mari, încât la un moment dat, așa cum a fost Einstein, declară că dacă n-ar fi mers pe drumul fizicii, ar fi ales acest al doilea drum. Haideți să vedem care ar fi beneficiile unui astfel de hobby, unei astfel de pasiuni în viața noastră. Și bineînțeles că s-au făcut studii. În primul rând, pentru persoanele care, de exemplu, intră într-un muzeu. Pentru că primul lucru care ne vine în minte atunci când vorbim despre o pasiune este că o anumită pasiune este antistres. Da? Ieși din stresul cotidian al jobului tău și te destresezi, ești relaxat. Universitatea din Westminster a făcut un studiu cu privire la persoanele care intră într-un muzeu de artă și le-au monitorizat hormonul stresului, cortizolul, la intrare și la ieșire. Bineînțeles, niveluri de 3 ori mai mic ale acestui hormon la ieșire. Deci arta este antistres.
Dar haideți să mergem mai departe, pentru că e foarte important lucrul acesta, că chiar dacă ești destresat, chiar dacă ai beneficiul acesta, oamenii de știință au ajuns la concluzia că arta, în general, te ajută să fii mai bun la serviciu. Să spunem că ești matematician, la prima vedere te gândești la ce mă poate ajuta arta pe mine, este dintr-un domeniu opus celui în care activez. Ei bine, arta te va ajuta să fii mai bun la serviciu, deci nu numai că te vei relaxa. De ce? Prima teorie pe care au propus-o oamenii de știință era aceea a lobului drept și a lobului stâng cerebral, și anume funcțiile pe care le face lobul stâng și lobul drept. Și prima concepție de acum câțiva ani buni era că muzicienii au dezvoltat lobul drept, iar ceilalți oameni, chiar dacă sunt foarte înțelepți, foarte deștepți la ceea ce fac, au numai lobul stâng dezvoltat. Și dacă ai și o parte din aceasta artistică, muzicală, ești pictor, ești sculptor, îți vei dezvolta și lobul drept. Astăzi s-a demonstrat că lucrurile sunt mult, mult, mult mai complexe. Dar ce este vizualizabil și printr-o explorare de tip RMN este că atunci când faci un act artistic, sinapsele din capul tău se mulțesc foarte mult. De asemenea, cresc hormonii plăcerii. Adrenalina, noradrenalina, pe lângă alții, pe lângă endorfinele și un hormon foarte, foarte important, serotonina. Acest hormon este foarte, foarte întâlnit la cei care fac sport. Am spune că dacă hobby-ul nostru este să notăm 30 de minute sau o oră în fiecare zi, în afară de o sănătate mai bună, lucru deloc de neglijat, nu vom obține altceva. Ei bine, secreția aceasta continuă de serotonină ne va da o disciplină de fier, pentru că serotonina se spune că este hormonul disciplinei. Și s-a dovedit că cei care sunt implicați într-un hobby la ore destul de exacte în timpul săptămânii, adică și aleg câteva ore, poate din fiecare zi sau la câteva zile, în care se dedică cu totul acelui hobby, sunt mult mai disciplinați la serviciu. Vedeți că cu cât începem să le punem aceste idei și să le dezbatem, ne dăm seama că este mult mai mult decât un simplu hobby. Franța a studiat un lucru la copii, și anume desenul. Desenul se spune că reușește să dezvolte foarte, foarte mult mintea copiilor, că face niște conexiuni ca nimeni altul. Așa că Franța, care este în topul țărilor în ceea ce privește depresia, a inventat ceea ce se numește cartea de colorat pentru adulți. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că primul act artistic pe care poți să-l faci antistres și care să te ajute foarte mult este desenul. Desenul de orice fel. Ia o foaie de hârtie și un pix și un creion, culori, acuarelă și lasă-ți imaginația să meargă mai departe. În momentul acela se pare că crește foarte mult coordonarea între ochi și mână, ceea ce dezvoltă sinapsele din capul nostru, din creierul nostru. Un alt lucru important, se pare că toți acești hormoni secretați în cap, în momentul în care simțim plăcere, sunt la un nivel maxim. De asemenea, se dezvoltă acea parte creativă a creierului nostru care ne va ajuta să gândim altfel situațiile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Ce rol are muzica? Muzica a fost foarte, foarte studiată în terapie astăzi. Se numește muzicoterapie și este folosită pentru persoanele cu dizabilități în general mentale, de la copii, cei care nu sunt integrați cum trebuie în societate. Muzica poate să fie de la antidepresivă până la un tratament pentru autism. Se spune că autiștii, prin muzicoterapia activă, atunci când sunt învățați să cânte la un instrument sau să producă doar zgomot,
au o integrare mai ușoară în societate, pentru că de fapt asta este problema pe care ei o au. De asemenea, muzica reușește să dezvolte această parte creativă pe care poate fizica sau științele exacte nu reușește să o dezvolte. Albert Einstein spunea că atunci când se gândește la o formulă matematică sau fizică, încearcă să vizualizeze acea formulă într-un alt fel decât în felul liniar, logic. Încearcă în mintea lui să-și imagineze lucrul acela prin culori, prin sunete, prin imagini. Iată că o persoană inteligentă, așa cum a fost el, a reușit să integreze toate aceste lucruri și să le folosească în beneficiul lui. Vă invit ca atunci când faceți un top al lucrurilor importante din viață, să vă gândiți foarte serios la hobby-urile pe care le aveți și la impactul pe care ele pot să le aibă asupra vieții dumneavoastră. Și defocalizând un pic de pe carieră, nu atât de mult încât să fiți poate dați afară de la serviciu, dar găsindu-vă timpul acela și pentru recrearea sufletului și a minții, veți putea să găsiți resurse pentru a merge mai departe și, de ce nu, resurse pentru a fi mai buni la serviciu. Vă mulțumesc! Am venit să facem închiderea, este și 59. Mai vreți să mai stăm încă 10 minute? Când am ales tema, m-am tot gândit la cu ce ați putea să rămâneți după o asemenea prezentare de 10 minute, cum să faci să pui ceva în 10 minute în care să aibă sens. Și am venit cu o temă, dar după aia era să o schimb în ceva, am zis, e un fel de TED, probabil oamenii vor ceva să afle nou, curiozități, să le spunem că ultimele cercetări ar spune că cele 2 milioane de oameni, n-au fost chiar 2 milioane de oameni, că tot spuneați azi, ci erau mult mai puțin, dar și mi-am zis, ok, demonstrăm lucrul acesta, vorbim despre izraeliți, că tot cei care au fost la grup acolo, în spate au auzit și la predică, dar am zis, ok, Dumnezeu tot rămâne un Dumnezeu al minunilor, așa că probabil avem un antiargument pentru cei care susțin că unele lucruri din Biblie ar fi cam umflate, dar pentru că am avut un sabat special acum o săptămână, am vrut să continui pe aceeași linie, ca să spun așa. Și o să aduc câteva, nu știu cum să le spun. O să vedeți, eu o parte în care am fost inspirat de un anume predicator, John Piper, teolog, și apoi încă o altă parte, tot un teolog american, care e mai profundă, e vorba de o analiză, așa că o să încep să prezint. Despre spiritualitate, chiar dacă are un titlu așa de eseu, nu este. Despre spiritualitate, Roman 8:6 este un text bun de început. Acolo Dumnezeu ne spune că să avem mintea, cu alte cuvinte, dacă mergem profund și analizăm textul, să avem mintea ghidată de Duhul Sfânt. Sau, cum spune în Biblie, gândul lui Iisus, acolo ar putea să traducem să avem gândul Duhului Sfânt, să fim mânați de Duhul Sfânt, să avem gândirea inspirată de Duhul Sfânt, ca să spunem așa. Aici este un citat din C.S. Lewis, e o traducere liberă, spune că dacă vei căuta adevărul, este posibil să găsești liniște și pace la sfârșitul acestei căutări, dar dacă vei căuta confortul, și anume pacea, liniștea, ceea ce te relaxează, nu vei găsi nici pacea, nici adevărul, ci se exprimă el frumos, metaforic, doar niște săpun moale și o minte păcălită, confuză, pentru început, asta la început,
Iar la sfârșit vei găsi disperarea. Și acum, sau disperare. Și acum vă întreb, ce căutăm noi de obicei la biserică? În acești parametri. Țineți această întrebare în minte, îmi cer scuze. Și aș vrea să citim puțin. Sunt niște pași cu care fiecare dintre noi poate să-i aplice, poate să vadă dacă se aplică la dumneavoastră și puteți să vedeți ce consecințe o să aibă. Un pas ar fi, ca să devenim niște persoane mai spirituale, să realizăm că natura noastră exterioară se ofilește, iar natura noastră interioară trebuie să reunească prin contemplarea lucrurilor veșnice, eterne, da? Și vedem acolo textul 2 Corinteni 4 cu 16, da? De aceea noi nu ne descurajăm, chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru din omul se noit din zi în zi. De ce? Pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. 2. Ce ne spune Domnul Iisus? Să luăm măsuri radicale. Și asta găsim în Matei 5, cu 27, da? Ați auzit să nu comiți adulter? Și apoi ne spune cât de radical trebuie să fim. Nu să ne mutilăm, ci să atunci când avem o tendință, pur și simplu să spunem nu, să punem piciorul în prag. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult a fost acesta. Fă din el, din Dumnezeu, Dumnezeul bucuriei și al veseliei tale, da? Și un text frumos care era acolo era Psalmul 43 cu 7. Să ajung la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul nespusei mele bucurii. Da? Câți dintre noi ne raportăm la Dumnezeu ca Dumnezeul nespusei mele bucurii? Sau cât dintre noi putem să spunem, da, fii atent, când mă bucur cel mai mult, când echipa mea câștigă, când eu știu ce fac și sunt foarte entuziasmat, eu laud pe Dumnezeu. Sau orice îi face tu care îți aduce ție o pasiune, atunci când ești foarte entuziasmat. Când ești entuziasmat? Când câștigă echipa ta, când eu știu ce pasiune ai tu și, da? Sau când ai un timp nemaipomenit cu Dumnezeu. Privește pe fiecare om prin ochii lui Dumnezeu, da? Asta este în Petru 3. Ne spune, Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi și nu dorește ca niciunul să piară, da? Ci toți să ajungă la pocăință. Avertizările lui Iisus, ce ucide viața spirituală? În parabola din Luca 8 ne spune, sămânța căzută între spini sunt cei care aud cuvântul, dar în timp ce își văd de drum, sunt sufocați de îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții și nu aduc rod copt. Noua traducere? Îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții. Chiar dacă ultimele două nu sunt în ele însele greșite, totuși să nu cumva să lăsăm ca să ne sufoce viața spirituală. Acum aș vrea să ne uităm la întrebări, partea a doua care am spus, întrebările acestea care, cred că am uitat mult timp să țin microfonul, îmi cer scuze, ca să ne gândim mai mult la, oarecum întrebarea de acolo e esențială, cuprinde tot, cât de mult îl cunosc pe Iisus? Pentru că asta e întrebarea, una dintre întrebările esențiale ale Bibliei, dacă nu întrebarea cu litere mari. Și viața veșnică este aceasta, da? Să te cunoască pe tine. Și aceste întrebări sunt pentru mine și pentru noastră ca să le luăm cumva, să le interiorizăm și să le avem în această săptămână. Cât de real a fost Dumnezeu săptămâna aceasta, dar nu intelectual, da? Care este viziunea ta de viață? Ok, cred în Dumnezeu. Emoțional, cât de real l-ai simțit tu pe Dumnezeu în umblarea ta, în studiul tău, în devoțiunea ta, oriunde ai fost la lucrul tău, cât de real a fost, emoțional mă refer.
cât de clară vie este asigurarea și siguranța iertării lui Dumnezeu, dar a iubirii lui. Este clar acest lucru în viața ta? E vie? Pentru că unii oameni care nu interiorizează această iertare, da? De aceea am amintit episodul Mariei Magdalena. De acolo, de la acel episod, ea a interiorizat acest lucru și viața s-a schimbat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească. Un nou început. Dacă am înțelege textul acesta, probabil că viața noastră în unele aspecte s-ar schimba radical. În ce măsură este asta o realitate pentru tine, chiar acum? Un lucru important, ai momente de desfătare în care pur și simplu, din dragoste față de Dumnezeu, de Iisus, pur și simplu nu mai poți de dragul Lui, stai acolo în prezența Lui, îi cânți, compui un psalm nou, eu știu ce faci tu, cum ești tu, cum îți manifesti tu creativitatea față de El. Și poate ați putea să spuneți, dar hai fi serios, vorbești ca... Ne aducem aminte de David, psalmul 63, da? Când era în pustie, cum s-a manifestat el? Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, da? Dumnezeul meu, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi însetează sufletul ca într-un pământ uscat și fără apă. Ai momente de desfătare în care nu mai poți de dragul Lui? Găsești Biblia ca fiind plină de viață și vie, în loc să fie doar o carte, simți că te cercetează Dumnezeu prin ea? Găsești anumite făgăduințe biblice nemaipomenite, scumpe și pline de încurajare? Și aș vrea să te gândești și care sunt acelea, care sunt aproape de tine, care sunt dragi. Te provoacă sau te cheamă Dumnezeu la ceva anume prin cuvântul Lui? Te provoacă Dumnezeu? Și în ce mod te provoacă? Găsești harul Lui mai splendid, mai nemaipomenit, mai minunat, mai mișcător acum decât în trecut? Deci e o întrebare foarte importantă, pentru că majoritatea știm că și în Apocalipsa, dragostea din tâi, știm că, păi atunci când ne-am botezat, atunci când, acum nu știu cât timp, acum 10, 25, un an, când am avut problema aia, când. Și mereu ne orientăm în trecut. Acum. Ești conștient atunci când inima ta o ia pe căi greșite, când pur și simplu îți crește nivelul de adrenalină nepozitivă în inima ta? Crește dependența ta ca răspuns la acest lucru față de mila Lui? Acestea au fost întrebările care le las. Și ca să adaug încă ceva care nu le-am mai pus acolo, oarecum ca o parte ca o adăugare la prima parte. Știți că noi trebuie să fim jertfe plăcute, da? Să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă plăcută vie lui Dumnezeu. Și în acest context, gândește-te dacă lui Dumnezeu îi miroase bine și are desfătare în ceea ce faci tu. Ceea ce faci tu, tu îi aduci o jertfă de un miros frumos lui Dumnezeu? Ești tu o jertfă de un miros frumos Dumnezeu? Al doilea ar fi ca să fim atenți la prieteni care îi avem. Probabil unele relații, dacă nu ești destul de spiritual puternic, ai putea să le pui pe stand-by până poți să-l tragi pe celălalt mai sus, ca să nu te tragă ei pe tine. Și dacă îți alegi prieteni mai spirituali, citește oameni care sunt recunoscuți pentru spiritualitatea lor. Un alt principiu ar fi, îl avem din Proverbe, să ne gândim cât de scurtă e viața. Al
principiu ar fi să cerem o minte spirituală. Și altul, adu-ți aminte că ai murit și ai înviat cu Iisus. Și ești o făptură nouă în consecință. Unul care este foarte greu de acceptat, acceptă suferința ca pe o disciplină care te face mai spiritual. Am avut o lecție foarte personală, foarte greu, dar un text care m-a făcut să înțeleg mai bine acest lucru a fost 2 Corinteni 4:17, da? Căci greutățile noastre, ușoare de o clipă, lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Dacă ne uităm la veșnicia toată, acești 80 de ani, 90, par un nimic. Încă un aspect care l-am găsit foarte provocator și nu știu dacă l-aș face și nu vreau să se întâmple cu nimeni din familiile noastre, dar pentru că viața este așa cum este, toți putem să o facem. Să mergi la spital și să te rogi cu un om care este pe moarte. Îți oferă o nouă perspectivă asupra vieții. Riscă să fii văzut, privit, ca un nebun sau ciudat. Domnul Iisus a fost privit ca unul care ar fi slujit pe Belzebul. Și la sfârșit, ca un gând de rămas bun și pentru săptămâna care vine, oamenii nu caută un om nemaipomenit de cool sau să fie foarte bun în ce înseamnă tehnologii, un guru în aceste lucruri, ci oamenii caută ce caută oamenii. Ce fel de oameni? Un om al lui Dumnezeu. Oameni sfinți. Și aceștia putem să fim fiecare dintre noi. Să ne ajute Domnul ca să devenim acei oameni mânați de Duhul Sfânt care fac o schimbare în viața lor, în comunitatea lor și oriunde ar fi. Așa să ne ajute Domnul, vă invit să ne rugăm pentru încheiere. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru acest sabat care ne l-ai dat, acest timp pus deoparte, în care Tu ai venit la fiecare dintre noi și duios, în modul Tău minunat și specific, ne-ai vorbit fiecăruia pe înțelesul nostru. Ai căutat să ne ridici mai sus, să ne spui unde am greșit. Prin cuvântul Tău, prin multe alte metode, te rugăm ca lucrurile care s-au prezentat aici să ne ajute să ducem o viață frumoasă înaintea Ta, să ne ajuți ca să fim o pildă vie pentru cei din familia noastră, în primul rând, și pentru toți ceilalți. Vrem ca toată slava să fie adusă Ție și vrem ca să ne predăm în mâna Ta pentru ca să faci Tu după făgăduința Ta ceea ce vrei, și anume să-ți termin lucrarea cu fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, pentru că avem onoarea să Te servim, să ne închinăm Ție și în numele Domnului Iisus Te-am rugat pentru toate. Amin. O săptămână binecuvântată!